Unitatea, să ne îndreptăm glasul spre sursă, spre Dumnezeu care a făcut cerul, pământul, pe mine și pe tine după chipul și asemănarea Lui. N-am fost în alt loc și am fost aici și unde se spune prin cuvântul lui Dumnezeu, căci acolo unde sunt doi sau trei, Dumnezeu se prezintă și pe acest Dumnezeu mare și pe acest Dumnezeu bun vrem să-L glorificăm în dimineața zilei de astăzi. Și zice? Pentru că orice cuvânt al acestui Dumnezeu mare, bun și puternic, nu este lipsit de ce? De putere. Vă rog să ocupați locurile și să ne deschidem inimile în dimineața zilei de astăzi spre acest Dumnezeu mare și spre acest Dumnezeu bun și spre Dumnezeu puternic. Vă aduceți aminte când a venit leprosul, a spus, Doamne, știu că dacă vrei, poți. Și acest Dumnezeu care a putut, poate și în dimineața zilei de astăzi să privească spre tine într-o vreme ca aceasta. Trăim într-o vreme când toate lucrurile parcă se clatină, trăim într-o vreme parcă nu mai este speranță. Și spune cuvântul Domnului în Proverbe 3, de la versetul 5, ceea ce trebuie să faci tu și eu în dimineața zilei de astăzi. Spune cuvântul Domnului așa de frumos, zice, încrede-te în Domnul într-o vreme ca aceasta din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta într-o vreme ca aceasta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netăzi ce? Cărările. Zice în continuare în versetul 7, nu te socoti singur înțelept într-o vreme ca aceasta și teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Într-o vreme ca aceasta, când lumea se clatină, cuvântul Domnului ne aduce aminte ca eu și tu să mă încred în El, nu oricum, și din toată inima mea și din toată inima ta. Îi mulțumim Domnului pentru că a îngăduit în vremea aceasta să fim în casa Lui, frați și surori. Este cel mai loc sigur ca într-o vreme ca aceasta să nu fim în altă parte. Spunea Dag la început, pentru că mai mult face o zi în casa Domnului decât 1000 străbătute în alte state, în alte orașe sau în alt loc. Vă aduceți aminte că spune cuvântul Domnului în Luca, spune cuvântul Domnului și ne aduce aminte în dimineața zilei de astăzi că a fost un om ca mine și ca tine, care zice în Luca 16, așa de frumos, zice că era un om bogat care n-avea timp de nimica. Este singurul om care Biblia vorbește că a fost prea târziu pentru el să primească îndurarea lui Dumnezeu. Nu vorbește nicăieri de alt om care a fost prea târziu, dar în Luca ne vorbește de acest om. În Luca 16, cu versetul 19, zice cuvântul Domnului că era un bun om, era bogat, care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. N-avea timp de casa Domnului, n-avea timp de rugăciune, n-avea timp să laude pe Dumnezeu, pentru că în fiecare zi punea preț pe trup și pe viața lui. Și auziți ce spune în continuare, spune că la ușă zăcea un sărac numit Lazar. Acest om era plin de bube și dorea atâta de mult omul acesta sărac să se sature doar cu frămiturile care cădeau la masa bogatului, care acest bogat n-avea timp de nimic altceva decât de destrăbălare. Și vorbește cuvântul Domnului și descrie așa de frumos și de plăcut că acest om care era sărac era atâta de bun că zice că și câinii îi lingeau bubele de pe el. Așa inimă bună avea acest om Lazar. Și zice că cu vremea, pentru că toți murim, fie că vrem, fie că nu vrem, toți vom pleca de pe pământul acesta. Zice cuvântul Domnului așa de frumos că cu vremea a murit săracul și s-a dus în sânul lui Avraam. Și a mai trecut puțină vreme și a murit și acel om care n-avea timp de casa Domnului și trei ani de străbălare. Și zice că
pe când era acest om în locuința morții, a auzit și a făcut. Când era în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii, când era pe pământ aici și a jos, nu avea timp niciodată să-și ridice ochii, gândul, privirea spre casa Domnului, spre a face un bine, era prea ocupat și preocupat de această lume. Cuvântul Domnului dimineața zilei de astăzi spune că Domnul Iisus Hristos este gata să lase 99 de oi, să meargă după cea pierdută. Și când o găsește, zice că este mare bucurie în cer. Zice că acest om, când era în locuința morților și a ridicat ochii și a văzut pe Lazar, care era în sânul Avram, și a făcut un lucru care nu l-a făcut niciodată, a strigat. A strigat, Părinte Avram, fie-ți milă. Niciodată n-a spus înainte, fie-ți milă sau rogu-te. Și vine cuvântul Domnului în versetul 27 și spune, bogatul a zis, rogu-te, dar Părinte Avram, nu s-a rugat niciodată omul acesta. N-a spus niciodată, fie-ți milă și n-a strigat niciodată. Dar aici și în versetul 27, bogatul a zis, rogu-te, dar Părinte Avram, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și el unde? În acel loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și au pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce cineva la ei, din morți, se va pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva de unde, dintre cei morți. Avem aici o pildă care o vedem așa de frumos și așa de clar, pentru că acum, aici și astăzi, este singura șansă. Nu după ce ne ducem, nu după ce am plecat, pot eu să strig pentru tata și pentru mama cât vreau. Poți tu să strigi pentru copil după ce a plecat cât vrem. Este singura pildă care ne arată cuvântul Domnului că a fost un om care n-a avut timp de nimic pe pământul acesta. Dacă vă gândiți și ne gândim când vine duminica, ne este așa de greu să venim la casa Domnului, de aceea băncile sunt goale. Când vine vinerea, când vine joia, avem timp pentru orice lucru, dar n-avem timp pentru ce? Pentru Dumnezeu. Și zice cuvântul Domnului așa de frumos în Ioan 3:16, că fiindcă atât de mult ce a făcut Dumnezeu, a iubit lumea, te-a iubit pe tine, m-a iubit pe mine, ca da ce? Pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu moară și să aibă ce viața veșnică. Și prin sângele Lui, majoritatea care crede în El, sau toți care crede în El, să aibă iertarea păcatelor prin jertfa Lui, mărit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți așa cum stăm în continuare, să ascultăm pe Jessica cu o cântare, după Jessica, sora Bianca, să ascultăm cu o cântare, să ne deschidem inimile, să cântăm cu ei, după aceea grupul de laudă va lăuda și ei pe Domnul cu o cântare. Și aici am Proverbe 3, unde am citit într-o vreme ca aceasta ce să facem noi, zice în versetul 9 așa de frumos, zice, cinstește pe Domnul cu ce? Cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău, căci atunci grânarele tale îți vor fi pline de belșug și de teascurile, și teascurile tale vor geme de ce? De must. Într-o vreme ca aceasta, când toate parcă se surpă, pentru copiii Domnului încă mai este belșug, și belșug de har și belșug de binecuvântare.